și al Fiului și al Sfântului. Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioare, se face și Gabriel darul îl binevestește. Pentru aceasta și noi, născătoare de Dumnezeu, să-i cântăm. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Sunt cuvintele troparului praznicului de astăzi al Bunei Vestiri. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, ne-am vrednicit Bunul Dumnezeu să celebrăm din nou împreună evenimentul acesta de început al mântuirii neamului omenesc. Când Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioare, se face. Evenimentul Bunei Vestiri, care este un fel de primăvară duhovnicească a omenirii. Primăvară duhovnicească care vine după o iarnă a întunericului necunoștinței de Dumnezeu, după o vreme a apăsării răului, păcatului și morții, după o vreme a stăpânirii puterilor întunericului, a puterilor demonice, și iată se arată la un moment dat la orizont ivirea razelor soarelui dreptății. Dar acest eveniment al începutului mântuirii noastre a fost gândit de Dumnezeu din veci, în taina cea sfântă a voii sale, în planul cel veșnic al mântuirii pe care l-a gândit din veci pentru întreg neamul omenesc. Astfel că, într-o zi ca aceasta, întreaga făptură se bucură și tresaltă de bucurie, așa cum exprimă atât de frumos și de plastic imnele care se cântă la acest praznic al Bunei Vestiri. Pentru că, într-adevăr, o primăvară duhovnicească se arată la orizontul omenirii, care ne anunță venirea timpului călduros, când neamul omenesc revine la viață. După o vreme de rătăcire, după o vreme de moarte spirituală, după o vreme de întuneric, iată, se anunță începutul mântuirii noastre. Și acest lucru pentru că, cu adevărat, iubirea lui Dumnezeu nu s-a retras niciodată din lume, ci privea înduioșată îndreptarea omenirii spre rău și moarte. De aceea a hotărât El, ca la plinirea vremii, să trimită pe Fiul Său în lume, spre izbăvirea lumii. Cu adevărat, la Buna Vestire este, așa cum exprimă troparul, începutul mântuirii noastre, apoi este arătarea tainei cele din viață. Taina cea din viață ascunsă și de îngeri neștiută, dar arătată, iată, în acest mod oamenilor. Și cum s-a arătat? Ne relatează Evanghelistul Luca în Evanghelia sa la capitolul 1, cum îngerul Gabriel a fost trimis de către Dumnezeu într-o cetate a lui David numită Nazaret, la o fecioară cu numele Maria. Și îngerul venind la ea a salutat-o cu cuvintele: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Într-adevăr, Fecioara Maria primește această salutare de la înger și la un moment dat este contrariată, spunându-i că va naște un fiu. Ea întrebându-se cum va fi aceasta, că nu sunt căsătorită, nu am bărbat. Și îngerul îi spune: Duhul lui Dumnezeu se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și totodată îngerul îi aduce vestea că și verișoara ei, Elisabeta, acum 6 luni, deci cu 6 luni în urmă, a primit aceeași veste că îl va naște pe fiul ei, pe Ioan Botezătorul. Este și aici o taină și o rânduială a lui Dumnezeu arătată
între Sfântul Ioan Botezătorul și pruncul Iisus. Este o unitate de destin, este o legătură sfântă, unul pregătind calea, celălalt afirmând calea mântuirii neamului omenesc. Iubiți frați și surori într-o Domnul, primăvara duhovnicească a omenirii înseamnă, deci, o intervenție directă și concretă a lui Dumnezeu în istoria omenirii. Pentru că de la evenimentul Bunei Vestiri, istoria omenirii primește un alt curs, o altă direcție și un alt sens. Pentru că din acel moment se arată cu adevărat razele speranței, ridicării omului din păcat și din moarte, de sub puterea întunericului, a diavolului și a morții, și primirea lui în orizontul de lumină, de pace și bucurie a lui Dumnezeu. Încât, cu adevărat, nu putem noi, creștinii, altfel decât, cum spune troparul praznicului, Fecioarei Maria să-i cântăm și noi, asemenea Îngerului, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Iubiți frați și surori într-un Domnul, momentul acesta al Bunei Vestiri a fost pregătit de către Dumnezeu încă de la începutul omenirii, când aduce vestea cea bună, prima veste bună, prima vestire numită Protoevanghelie din Cartea Facerii, capitolul 3, versetul 15, când se spune: dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Se referea la Fecioara Maria și la nașterea din ea a lui Mesia, care va zdrobi capul șarpelui, adică al diavolului, și astfel va birui asupra lui. Dar biruind asupra lui, va birui asupra răului din lume, a păcatului și a morții. Și astfel, Fecioara Maria a devenit acel crin al umanității, iar prin acel fiat al ei, de fapt, ea a exprimat o voce generală a întregului neam omenesc, care era pregătit pentru a primi această veste bună a mântuirii neamului omenesc. Cu adevărat, praznicul de astăzi este unul care întotdeauna a luminat sufletele și inimile oamenilor. Le-a dat speranță, le-a făcut să se bucure. Așa cum ne bucurăm după o iarnă geroasă, întunecată și unde nu mai există niciun fel de vegetație, de flori, ci totul este sumbru. Așa a arătat istoria omenirii până la evenimentul Bunei Vestiri. Geros, întunecat, fără rod. Trebuia să vină evenimentul Bunei Vestiri ca să întoarcă, să transfigureze iarna omenirii, iarna cea geroasă și întunecată a omenirii, să o transforme, să o transfigureze într-o primăvară duhovnicească. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos este numit, așa cum știți, în vinerea patimilor, în acele imne pe care le cântăm în cadrul prohodului Lui, primăvară dulce, Fiul meu prea dulce. Deci, cu adevărat, primăvara aceasta duhovnicească, deschisă omenirii prin Buna Vestire, este una care înglobează, care integrează întreg neamul omenesc, care trebuie să știe că nu se mai află sub gerul întunericului, al iernii, condamnării, al păcatului și al morții, ci se află sub razele luceafărului de dimineață, sub razele soarelui dreptății, Iisus Hristos. Iubiți frați și surori într-un Domnul, ce bine ar fi dacă și omenirea de astăzi, tensionată, învrăjbită și în război, ar putea să guste din primăvara cea duhovnicească
pe care a adus-o evenimentul Bunei Vestiri. Pentru că Buna Vestire este cu adevărat singura bună și mare veste care s-a adus întreg neamului omenesc. Și așa cum Îngerul Gabriel s-a făcut mesagerul vestii celei bune, s-ar cuveni fiecare dintre noi să fim mesageri de vești bune. Fiecare dintre noi, primind taina mântuirii noastre, să ne integrăm în această primăvară duhovnicească. Și inimile înghețate ale oamenilor, încă de iarna păcatului, a necredinței, a distorsiunilor de tot felul, să se convertească la lumina Bunei Vestiri, să se convertească, să se împărtășească de această primăvară duhovnicească pe care evenimentul Bunei Vestiri îl aduce nouă tuturor. Praznicul Bunei Vestiri ne invită așadar, iubiții mei, să intrăm, să experiem fiecare în parte aceste daruri ale primăverii duhovnicești. Și experimentarea sau experierea acestor daruri duhovnicești înseamnă că ne integrăm și noi în orizontul de lumină, orizontul spiritual în care se afla Maica Preacurată, Fecioara Maria, cea care s-a făcut acel crin al omenirii, acel vas ales, acea reprezentantă a omenirii însetată de iubire, însetată de credință, însetată de ascultare de Dumnezeu. Pentru că Fecioara Maria, în urma ascultării veștii de la îngeri, deși era contrariată și nu-și explica cum avea să se petreacă în concret vestea cea bună a nașterii Mântuitorului, ea concluzionează cu smerenie și ascultare: iată roaba Domnului, să-mi fie mie după cuvântul Tău. Așa trebuie să simtă fiecare om că se află în ascultare de voia lui Dumnezeu, că se află împlinitor ai voii Lui, că se află apoi în starea de mesager, de a transmite binele unul de la celălalt. Așa cum Îngerul Gabriel a transmis vestea cea bună Fecioarei Maria, că El va naște pe Mesia, fiecare om, fiecare creștin să devină un mesager, un sol, căci aceasta înseamnă înger, crainic, vestitor, sol, să devină un crainic, un sol, un vestitor de vești bune, de vești care să fie inspirate din voia lui Dumnezeu, din bunătate și iubire, din credință și speranță. Și în felul acesta ne aflăm și noi în integrarea aceasta angelică, vestind și noi vestea mântuirii. Apoi să ne aducem aminte că taina lui Dumnezeu lucrează. Așa cum spune troparul, arătarea tainei cele din viac, căci Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioare, se face. Taina lui Dumnezeu ne cuprinde și pe noi, pe fiecare în parte. Taina iubirii lui Dumnezeu ne susține și pe noi în existență. Ne călăuzește viața și pașii și ne ajută ca să ne ridicăm deasupra grijilor mărunte, cum spune rugăciunea Bisericii, și să avem mereu ochii credinții ațintit spre Iisus Hristos, începătorul și plinitorul credinței noastre. În felul acesta, cu adevărat, praznicul Bunei Vestiri va însemna pentru fiecare dintre noi în parte și pentru omenire în ansamblul ei o primăvară duhovnicească care să primenească viața noastră, să o înnoiască, să o sfințească, să o transfigureze prin razele luminătoare ale Duhului Sfânt, Cel prin care, prin a cărui lucrare s-a petrecut nașterea Fiului Lui Dumnezeu, iar Fecioara Maria a devenit născătoare de Dumnezeu. Iată, iubiții mei, în ce lumină, în ce orizont spiritual suntem plasați noi astăzi prin evenimentul Bunei Vestiri.
În ce taină suntem înrădăcinați în ziua de astăzi de praznic? În taina mântuirii noastre, în taina venirii în lume a Fiului Dumnezeu, în taina vieții celei veșnice, pe care Iisus Hristos Mântuitorul a venit ca să o împărtășească tuturor oamenilor. Iubiți credincioși, același adevăr îl exprimă și priceazna tocmai ascultată, alesă Domnul Sionul și l-a ales ca moștenire lui. Pentru că, într-adevăr, Sionul, în legea cea veche, era locul prezenței lui Dumnezeu și arătării lui în mijlocul poporului ales. Un fel de Sion nou a devenit Fecioara Maria, cea în care s-a sălășluit dumnezeirea. S-a sălășluit cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, luând chip de om, devenind un fel de Sion care l-a făcut moștenire lui. Ales a Domnul Sionul și l-a ales sau l-au făcut moștenire lui. Într-adevăr, un Sion ar trebui să devină și sufletele noastre, așa cum a devenit sufletul Fecioarei Maria, pentru că în ea, ca într-un altar, s-a sălășluit Împăratul Cerului și al Pământului, Stăpânul Vieții și al Morții, Iisus Hristos Mântuitorul. Iar sufletele noastre, în noul legământ, sunt chemate să devină biserici, templu al lui Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, voi sunteți templul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu sălășluiește în voi. Iată deci, Fecioara Maria ca templu în care a venit Împăratul Cerului, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se din ea și de la Duhul Sfânt, și sufletul credinciosului chemat să devină templu, să devină biserică sfințită, în care să se sălășluiască Împăratul Cerurilor. Pentru că noi creștinii suntem purtători de Hristos. Așa cum Fecioara Maria, primindu-L pe Fiul ei, în pântecele ei, devenind un nou Sion, un nou Ierusalim, în care sălășluiește Dumnezeu, așa noi creștinii în nou legământ devenim biserici lui Dumnezeu, devenim temple ale Duhului lui Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Așadar, iubiții mei, să ne bucurăm de binecuvântările și roadele acestui praznic, să simțim darurile primăverii duhovnicești adusă de vestea cea mare și bună a nașterii în lumea Mântuitorului Hristos și în felul acesta, cu adevărat, asemenea Îngerului, să-i cântăm și noi, Preacurate Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine, acum și în veci. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.